O nouă parcare va fi amenajată în Târgu Jiu, în zona sediului principal al complexului Oltenia. Terenul pe care va fi realizată aparține Consiliului Județean, care a vrut să construiască acolo un sediu nou pentru casa de pensii. Construcția a fost abandonată de mai bine de 15 ani, iar acum primăria Târgu Jiu a cerut preluarea terenului pentru a construi locuri de parcare. Imediat următoare preluăm, de exemplu, de la Consiliul Județean o suprafață de teren acolo unde trebuia realizată casa de pensii, lângă pasarelă, lângă complexul energetic Oltenia, și acolo pe Aicuza unde vom amenaja o parcare pentru cei care astăzi parchează pe zona Republicii. Pe zona Republicii știți foarte, mult, știți foarte bine că sunt foarte multe mașini parcate pe banda de lângă trotuar. Vom amenaja o parcare pentru cetățenii din zonă exact pe terenul pe care îl deține astăzi Consiliul Județean. Deja ne-am ne -am înțeles cu cei de la Consiliul Județean pe acel teren pe care altădată trebuia construită o casă de pensii a județului Gorj, terenul aparține consiliului județean, dar Nil va pre, preda cu titlu gratuit municipalității pentru ca noi până în 2023 acolo să putem amenaja o parcare care să preia o mare parte din mașinile care astăzi parchează pe Republici. Autoritățile locale vor să facă un studiu pentru a stabili dacă viitoarea parcare poate fi una etajată o construcție acolo și trebuie făcut o analiză foarte, foarte corectă să vedem dacă putem să folosim acel cadru metalic și zidurile pentru realizarea unei parcări supraetajate. Neavând terenul încă în proprietate, nu putem să spunem exact cum se va realiza acea parcare. Vă dați seama că ar fi ideal ca în acea zonă să avem o parcare supraetajată, o parcare la nivel de subsol și cu încă o parcare la nivelul terasamentului. Pe terenul pe care municipalitatea vrea să facă parcare a fost amenajată fundația unei construcții ce trebuia să aibă 3000 de metri pătrați și a cărei valoare se ridica la peste 11 milioane de lei.